Pe Romana, dragă, bine ai revenit. Bună, hai că mi-a fost teamă să intru. Păi, a, da, e ca... Da, mi-a fost teamă să nu alunec, am zis că poate mă prăbușesc pe aici. Pe platformele alea, Doamne ferește. Bine ai revenit, nu ne-am mai văzut de 24 de sezoane, cred. Da, bine v-am regăsit. Poate mai mult. Noi da, ne-am văzut prima dată în anul 2009. Exact. Sau 2008, nu mai știu. 2009, în 2009. Sau 2008 pe final, depinde când ai luat bătaia. Dacă în 2008. În 2008? Da. Atunci la final de 2008. Sezonul 2. Și suntem în sezonul 2009, de 27 de sezoane. Deci, practic, în 27 de sezoane tu ai făcut 2 milioane de euro, eu n-am făcut nimic. Mă rog. Sau am făcut... Impozabil? N-am pus nimic după. Da, impozabil, da. În Germania totul este impozabil. Tu ai făcut tensiune, frate, că... E adevărat, 27... 27 cu... da. Tu ai... Cu 17, nu, 23 cu 17, stai că încurcase mai. 23 cu 17 pe tensiune, da. 2 milioane, mă rog. Top acolo suntem la nivel. Da, dar nu este chiar așa cum sună. 2 milioane adică sunt 2 milioane indiferent cum sună. Nu mi-ajung banii niciodată. Nu ți-ajung 2 milioane de euro? Nu. Nu. Vrei să-ți iei ceva de 4 milioane de euro? Nu, pentru că, deci, i-am cheltuit, da, am... Ai uitat cum erai când erai înainte? Adică, nu-l mânii pe Dumnezeu? Nu, nu este vorba că am uitat. Nu am uitat, din potrivă. Eu am învățat din tot ce mi s-a întâmplat și am fost foarte ambiționată din toate relele pe care le-am pățit să pot să le depășesc și să câștig nu numai tot ce am pierdut, ci mai mult de atât. Era singura șansă să te duci în zona asta pentru adulți? Singura șansă să faci banii ăștia? Adică, mă rog, îți dai seama că eu nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să fac, nu vreau să zic acum ce sumă, a zis voi, dar asta este în mare așa calculat. Nu m-am gândit la asta înainte, pur și simplu am ales să fac asta pentru că nu am avut altă posibilitate atunci, pentru că mi-a fost foarte greu. Vorba la biogimnastică. Altceva n-a fost. Să fac asta, altceva n-a fost. Și vreau să fac bani din asta, că altfel n-are rost. Da, am studii superioare, dar eu dacă alegeam să fiu psiholog, am terminat facultatea de psihologie sau pot să predau muzică, nu puteam să mă descurc, cred să-mi cresc copiii. De psihologie te ajută să rămâi totuși, pentru că înțeleg că este un consum psihic destul de mare în rândul fetelor care fac așa ceva. Adică, pe termen lung, sunt afectate la nivel psihic. Am vorbit pe aici cu o mulțime de oameni care au genul ăsta de business sau cu fete care au făcut și la un moment dat dispare respectul de sine. Există niște procese destul de puternice în conștiința lor. Acum nu știu dacă așa se întâmplă de fiecare dată, dar mă gândesc că dacă ai trece prin așa ceva, ești singură, ai fi capabilă să te echilibrezi singură cu ajutorul acestor studii de... Și poate că din acest motiv ești și foarte asumată. Adică nu-ți faci probleme, că ce o să zică lumea, ce o să râdă lumea. Nu. Nu am de ce să-mi fac probleme. Eu m-am descurcat singură, fără ajutorul nimănui, mi-am crescut singură copiii. Da, cum ai început, practic, din momentul acela în care noi ne-am văzut ultima oară și care era un moment delicat, cu singură, cu copii, bătută de soț, apoi divorț. Ce a urmat în viața ta? Nu știu ce să încep, au fost așa de multe. În primul rând au fost problemele de sănătate pe care le-am întâmpinat cu fetița mea. Nu aveam bani să-i fac logopedia, dar terapia de demutizare era destul de scumpă pentru mine la vremea aceea, era în jur de 70 de lei 40 de minute, iar ea necesita să facă zilnic terapia aceasta. Pentru mine era mult atunci. Plus chirie, că nu aveam nimic. Da? Deci da, știu. Noi am fost dați afară din casă și am luat-o de la zero total. Zero de sub nivelul mării, practic. Exact. Mi-a fost foarte greu și atunci am decis să plec în Dubai. Am fost prima dată. Am locuit acolo câțiva ani. Am lucrat în cluburi. Și de aici a început tot. După care am plecat în Germania. Te-ai dat seama că asta ar putea fi o carieră pe care să o faci și... ceva timp. Da, este mult spus carieră, nu. Da, păi, nu este o carieră. Ești angajată la, nu? Da, am fost angajată cu acte în regulă, cu... Da, asta zic, da. O carieră, că nu făceai nimic în paralel, adică nu aveai o altă profesie. Nu. Din asta te întrețineai și cu asta ai și reușit să te ridici în prima fază. Și apoi ai plecat în Germania și ai început ce video ce? 2015 am plecat în Germania. Nu, am lucrat tot în cluburi. Și activez pe o platformă dedicată adulților de când a început pandemia.
Pe OnlyFans? Anul trecut, în martie. Adică ai... Nu, acum 2 ani în martie, când a început. Da, 2 ani, da. Da. Ai cont pe OnlyFans sau pe alte platforme? Pe OnlyFans. Pe OnlyFans. Și câți ai? Câți abonați? Pentru că au venit, ești deja, cred că nu a 6-a, 7-a. Nu vreau să vorbesc despre asta. Da, da, da. Nu că... Deja e... S-a vorbit, s-a vorbit despre asta, adică au vorbit foarte multe fete despre da, treaba da, asta. Da, 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 am văzut, și toate da. Spun, toate spun că merge treaba bine, din momentul în care ai câteva mii de abonați. Da, 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 merge foarte bine, sunt foarte mulțumită și de lucrul acesta. Și atât? Video chat nu, doar pe OnlyFans. Da, doar pe OnlyFans. Deci se pot face bani ăștia doar pe... Nu aș avea timp să stau în live, să stau în direct cu... Abonații nu am intrat niciodată. Doar... A, nu intri în legătură cu ei? Nu, eu personal nu am intrat niciodată. Doar postez și atât? Doar postez și le mai trimit mesaje în privat. Am înțeles. Dar nu am intrat cu ei, eu personal, să vorbesc niciodată. Da, știu că e diferența asta la video chat, cu cât stai mai mult în legătură cu ei, cu atât încasarea e mai bună, mai mare. Aici se plătește un abonament și tu le oferi ce crezi tu de cuvință, dacă ei, lor le convine mai... Da, eu pregătesc un anumit material care este distribuit tuturor abonaților. Exact. Și... Ce s-a putut arăta la televizor, am arătat și noi. Presupun că materialele sunt și mai hard decât asta. Da. Mult mai hard, ca să faci banii ăștia. Da. Da. Sunt câteva paliere și pe OnlyFans. Unii doar își exprimă talente artistice, nu din zona sexuală. Și a adică... început. Da. Da, mie mi-a venit ideea asta... Deci când m-am întors în țară, exact atunci când a început pandemia, pur și simplu mă plictiseam acasă, sincer, așa am început. Da, am stat non-stop, eram non-stop cu copiii, ei aveau școala online și am zis, hai să fac și eu ceva online atunci, dacă școala e pe internet, totul e de pe internet, atunci hai să fac și eu ceva cu pozele și așa m-am gândit prima dată, am zis poze, da. După care am trecut la... filmulețe. La fapte. Da. Mă rog, ce mi-e poză, ce mi-e filmulețe. Dar ai studio amenajat acasă sau e făcut profi? Nu, ca la, nu. Ca pe vremuri în revistele? Nu, nu. Hustler, Penthouse. Nu, nu prea fac la mine acasă. Fac în tot felul de locații, în vacanțe, pe unde merg. Mă plimb. Păi și mergi cu tot harnașamentul? Păi tu ai... Tu ești practic... E vacanță, te duci la muncă. Eu mi le fac majoritatea singură, nu am întreaga echipă în spatele meu sau ceva de genul. Eu îmi lucrez singură și pozele și textele și absolut tot. Cine eu... te filmează? Ce pui ăsta pe stativ? Da. A, singură? Da. Păi și soțul, că am înțeles că ești căsătorită? Da, sunt căsătorită. Și soțul ce zice? Când este lângă mine, mă mai ajută și el cu pozele. A, da? Da. Dar... Ce relație deschisă? Că acum practic ai selfie-stick-uri cu telecomandă, adică poți exact. Să da. Dai record. Da, am cu telecomandă, cu tot. Da. Cu cât ai mai multă tehnică, cu atât e mai profi. În Germania sunt foarte destupați la minte acolo. Da, soțul meu locuiește în Germania de 10 ani. Ai, tot român? Da, este român, dar locuiește de 10 ani de zile acolo. M-a cunoscut în club și... Normal că dacă m-a cunoscut, așa cum m-a cunoscut, așa dacă s-a îndrăgostit cunoște... de mine, da, m-a normal. Acceptat pe tot parcursul normal și... Știe, dacă te cunoștea la bibliotecă, atunci da. Ar poate fi avut un șoc. Da, exact. Bun, și de la început am spus că eu nu doresc momentan să mă schimb, asta vreau să mai fac în continuare un an, doi, după care probabil o să mai fac un copil, ca să fac și lui un copil, ca așa i-am promis. Să mai faci un copil, tu având deja doi. Eu având deja doi, dar el nu are și... Să trăiască, da, și să aveți și unul al vostru. Da. Cum a fost manageriat relația cu copiii? Copiii, eu știu, de acum, în 2009 erau micuți. Acum presupun că au câte da, erau? Acum fata are 17 și băiatul 15. Mulțumesc. Mărișor. Mulțumesc. Și, slavă Domnului, înțeleg exact ce se întâmplă. Da, sunt amândoi în clasa 10-a. Cum au primit toată treaba asta? Cum au reacționat? Sau cum le-ai spus? Le-am spus dinainte să fac pagina, dinainte să dau drumul la ei această pagină de internet. Acolo? Nu, evident că nu. Nu, dar știu despre existența ei, este normal să știe, toată lumea le spune. Da, normal. Nu aveam cum să le ascund. Au avut vreo reacție? Nu știu. Mi-a fost puțin teamă doar de reacția băiețelului, dar el mi-a spus că este de acord cu mine pentru că întotdeauna am luat cele mai bune decizii vis-a-vis de viața lor și... Ei își mai au mintit. Eu nu mi-am neglijat rolul de mamă niciodată. Da, eu am fost lângă ei
indiferent ce am făcut eu, viața mea privată sau, mă rog, pentru mine este un business tot ce am făcut, dar rolul meu de mamă eu nu mi l-am neglijat niciodată. Ei au fost pe primul plan pentru mine și atunci normal că a fost destul de ușor să accepte. A făcut ca lumea să închidă ochii și să accepte mult mai ușor problema asta. Știi că la noi încă sunt mentalitățile care sunt, dar da. Faptul că tu așa ai ales să crești copiii și ai grijă de ei și ești chiar o mamă foarte bună. Da, nu le lipsește absolut nimic, avem o relație foarte frumoasă. Să te judece, da, da. Vorba aia, sunt alții care își părăsesc copiii fără să... Fără să pună o poză. Exact, fără să pună o poză, da. Dar era un moment greu în anii în care ei creșteau. Ei își mai aduc aminte prin ce au trecut? Da, da. Atunci când vă era foarte greu? Da. Da. Probabil că de-aia și înțeleg mai bine acum. Da. Ce vârstă are fetița? 17. Și dacă iar vrea să facă, ai lăsa-o? Nu. Nu, logic, nu. Nu, am doi copii foarte cuminți. Adică să nu creadă oamenii că mami, dacă eu fac ce fac, copiii mei sunt... Asta nu e o chestie de asta în care oamenii cresc și visează să ajungă... Am primit fel și fel de comentarii că, vai, așa o să ajungă și fiică ta sau, nu știu... Da. Nu e posibil pentru oricine, poate nu. Adică la oricine e valabil. E o carieră de aia că îți dorești și ea să joace fotbal. Da, bineînțeles, că nu știu ce. Adică asta e o întâmplare, e așa o privesc. Nu, nu, copiii mei învață foarte bine la școală. Sunt doi copii foarte cuminți, mă ascultă foarte, foarte mult. Felicitări. Nu am... Dacă nu ai fi trecut prin ce ai trecut, prin toate traumele acelea, crezi că te-ai fi dus pe drumul ăsta? Spre așa ceva? Dacă v-ar fi mers bine, nu știu, în căsnicie? Nu, cu siguranță nu. Nu aș fi deci ai fost făcut nimic forțată. Din ceea ce ai fost am făcut până să acum. Alegi treaba asta ca să poți să le oferi o educație. Sau... Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Așa te-a dus viața. Exact. Mai țin legătura cu... Eram cu siguranță o femeie normală, având grijă doar de copii și cam atât. Și de soțul meu. Da, normal. N-a fost să fie. Copiii mai țin legătura cu Marian? Da, ținem legătura cu toții. Suntem prieteni. Da, da, da. Da, ne înțelegem foarte bine. Facem de obicei sărbătorile împreună. Orice zi importantă o petrecem împreună. Ți-a zis ceva despre cariera asta? Prima dată, da, am avut o discuție și cu el. Până la urmă, prima dată, îi foloseai numele. Când i-am spus. Totuși numele unui mare campion. Nu are probleme. N-are probleme. Nu, 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 nu. Soțul meu, de exemplu, a luat numele lui. Stai puțin. Cum? Pe soț îl cheamă Drăgulescu? Da. Și Marian. Cred. Mamă, e foarte tare. Bine ați venit la minutul absurd. Iată, suntem... Cum? Da, și n-am văzut-o venind pe asta. Deci pe da, asta, adică înainte de publicitate ne-ai dat decisiva. Deci pe soțul tău îl cheamă Marian Drăgulescu, și a luat numele Drăgulescu. Da. A luat numele lui. Pentru mine. Eu mi-am dorit să nu schimb numele, în primul rând... Eu v-am zis că dacă pentru copii acasă, și în al doilea rând numele, ca să fim sinceri, m-a ajutat foarte mult. Păi... În ideea ta te-am și întrebat, dar nu credeam că și pe el îl ajută. Adică... Mulți oameni mi-au spus, dar cu ce ai rămas după partaj? N-ai făcut și tu partaj? Ai rămas cu avere, ceva? Nu, am rămas cu doi copii, un câine, o pisică și numele. Singurul care mi-a mai adus beneficii financiare a fost numele, atât. Dar da. Este interesant că el nu s-a opus. Bine, probabil că nici nu știa în ce zonă te duci, pentru că, repet, e, nu, nu, e știi, numele unui știa, mare campion. Știe, și putut știa, să zică, noi am comunicat întotdeauna da? Deschis, da, da. Mi-a spus, am grijă ce fac, e decizia fabulos. Mea. Absolut fabulos. Absolut fabulos. Chiar sunteți prieteni buni. Adică ai rămas... Da, asta, da, da, asta da, da, e, asta da. E, asta absolut asta fabulos și e o chestie de prieteni buni. Lui, da, 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 da. Really, really. Iar dar noi și înainte ne-am certat, ne-am bălăcărit, ne-am bătut, dar da, da, da. După aceea plecam împreună în vacanțe. Adică s-a mai întâmplat asta și la începutul okay, scandalului. Da, da, aici ești într-o zonă în care lumea te judecă. Știi foarte bine, adică, na... Adică a înțeles, acum el nu m-a ajutat pe mine ani de zile cu nimic. Nu pe mine, copiii, da, deci el nu a plătit. Au fost perioade foarte lungi în care nu a plătit nimic. Acum plătește, este totul în regulă, da. Plătește pensia alimentară și... El e abonat? Acum, ce putea să zică? De ce ai hotărât să faci așa? El e abonat la canalul tău? Nu știu, nu cred. Nu cred că trebuie. El urmează să se căsătorească acum a treia oară, nu cine? Cred că e... Soțul? Fostul, a, fostul. Da. Primul Marian. Primul Marian. Soț. Dacă vezi așa în viitor, vezi că actualul urmează să se căsătorească acum. Păi da, mă, el a divorțat după Asia Express. Știi. Da, da, da. Da.
Băi, incredibil, chiar că viața bate filmul de... Băi, o să fac colecție cu chestiile astea și o să le pun la bătrânețe. La azil o să-mi pun din emisiune anumite... și soțul meu, pentru că l-a trăgulesc. Deci, și totuși, de ce nu ai, n-ai reușit să ai instinctul de a păstra banii? Adică... Să nu înțelegem greșit. Am investit bani în proprietăți. Nu, dai seama. Ei sunt cumva. Probabil că o parte am un beneficiu lunar, da. Încasez chirii și mai am un business. Deci este ai okay, proprietăți oricum. În Germania? În Germania nu, în România. În România. Da. Am deci 7 proprietăți în România. 7 proprietăți. Da. Foarte bine. O să-mi iau și în Germania în curând. Investiții. Da, probabil că anul acesta. Un salon, nu? Da. Da. Ce, manicură, pedicură? De toate. De tot. Da. Da, mă. Bun. Și cât vrei să mai... vreo câțiva ani ai zis că vrei să mai mergi pe latura asta, nu? Pe drumul ăsta. Un an, am zis că anul acesta. Nu știu, maxim 2, să zicem. De ce te opri? Soțul meu speră că doar anul ăsta și gata să pot să-i fac un copil. De ce te oprești? Nu mai vrea el? Nu mai vrei tu? Nu mai poți? Nu mai este cazul. Trebuie să te oprești la un moment dat. Am și o vârstă, da... Anul acesta o să fac 38 banii... de ani cât până la ce vârstă păi să da, fac. Păi da, asta hotărăște publicul. Dacă ei dau în continuare bani pe abonamente... Da. Nu. Da. Și vreau să fac un copil înainte de a face 40, deci... Păi și, da, cât de... Ăsta e un motiv, da. Cât de deschise sunt pozele, filmulețele, cât de... Cât se poate de deschise. Descriptive. Abonați-vă, cât se poate de deschise. Sunt cât se poate de deschisă. Tocmai ți-a zis că e... Adică a zis mai devreme. Da. E super hard. Da. Adică, mă rog. Nu, eram cu gândul în altă parte. M-am decuplat o secundă. Da. În zona clasică. Da, nu... Pornografie, prezent. Eu, dacă am ales să fac lucrul acesta, am zis că vreau să-l fac până la capăt, maxim. Asumat, bravo. Pentru ce să am rețineri? Adică ori o fac, ori nu o fac. Ori fac bani din asta, ori nu fac. Dacă nu fac deloc, la cote maxime, nu cred că ai ce să câștigi prea mult. Dacă să mănânc cu paia, așa și noi. Exact. Făceam... Ai un țel, treci mai repede. Întreba lumea, domnule, de la un șopu, că tot nu putea să o lăsați. Bă, dacă tu ne-am apucat mâncăm la hatul, bravo, la când alegi să faci așa ceva, nu trebuie să mai ai rușine. Că nu te ajută cu nimic rușinea în așa ceva. Eu zic că este o lecție, indiferent de câți puritanții uită la noi sau câți ți-au analizat viața, cred că este o lecție de viață importantă, mai ales dacă o privești în context. Eu o știu în ansamblu, știu de unde ai plecat, știu cât de disperată erai atunci și nu cred că aș da, putea... Dar eu nu vine să cred că au trecut 14 ani. Nu cred că aș putea să te critic pentru așa ceva. Îți aduci aminte că venise cu ei? Da, ei erau micuți, nu aș putea deci să uit. Acum ei aveau 3 ani și 4 ani, cred, ceva în genul ăsta. Nu, aveau nu un an avea băiețelul. Sau băiețelul, mai mici, bravo. Da. 2 ani și 3 ani. Nu, da, un an băiețelul și 3 ani și fetița. I-am ținut la machiaj, săraci, nu aveam unde să stea. Da, nu aveam cu cine să-i las, nu aveam cine să mă ajute. Pur și simplu umblam cu ei după mine. Era pe drumuri cu ei. Da. Așa că până să aruncăm cu piatra, trebuie să știm cum e să treci până așa ceva. Bine, până la urmă, atunci, știi, eu... Și asta cu aruncatul cu atunci când opinia cuiva o să-ți hrănească ție copiii și o să-ți plătească chiria, exact. Atunci trebuie să o iei în considerare. Până la urmă n-am dat în cap nimănui, eu m-am descurcat singură, a fost decizia mea și... Știi cum e? Nu cred că fac rău nimănui, este viața mea. Câte vreme nu faci rău nimănui, fiecare face ce vrea cu